Bine ați venit, dragi doamne și domni, care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia săgetător. Haideți să vedem împreună care ar putea să fie surpriza și sfatul pentru dumneavoastră în perioada sărbătorilor. Mă gândesc la perioada cuprinsă între 24 decembrie și 7 ianuarie 2024. Sunt mulți sfinți, sunt sfinte sărbători, da, avem Sfânta Eugenia pe 24, dar și ajunul. Avem Crăciunul, avem Sfântul Ștefan pe 27, Revelionul, apoi Sfântul Vasile pe 1 și Boboteaza pe 6 și pe 7 ianuarie, iată, vorbim de Sfântul Ion. Am să aprind o lumânare, dragii mei, ca de obicei. Voi știți că la începutul fiecărei etalări aprindem această lumânare pentru sănătatea noastră a tuturor și a celor dragi nouă, pentru vindecări, pentru împăcări, pentru găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți de orice fel. Sper să simțiți aceste binecuvântări în spiritul Crăciunului. Am un pachet oracol pentru surpriză, un pachet oracol pentru sfat, iar clarificările le vom obține din acest tarot al dragonului. Să începem, dragii mei, cu surpriza. Poate fi o surpriză, pot fi mai multe. Ce anume vor cărțile să vă povestească în această perioadă, despre această perioadă? Ce surpriză ar putea să se evidențieze pentru un număr cât mai mare dintre dumneavoastră? Eu simt nevoia să extrag această carte. Într-un fel sau altul am simțit că este cea necesară și să vedem dacă primim o clarificare din partea acestui pachet. Wow, câte clarificări avem aici! E o întreagă poveste, dragii mei! Fiți atenți ce urmează pentru săgetători. Hai să vedem sfatul, dacă există vreo lameră din această carte care dorește să se evidențieze pentru dragile doamne și dragii domni din săgetător. Ce anume spun aceste cărți? La ce anume se referă? Simt nevoia să extrag această carte și bineînțeles că voi extrage și clarificarea din acest pachet. Da, iată că s-a evidențiat, sunt de fapt două cărți, am observat. Hai să vedem cu această surpriză ce poveste ne spune tarotul mai mult. Este, să știți, o carte foarte frumoasă, susținerea dumnezeiască și solitudinea benefică. Foarte interesant, este o carte dublă. Voi parcă oscilați între o susținere dumnezeiască și într-o solitudine benefică. O parte din voi, dragi săgetători, aveți ajutorul divin. Fie că sunteți într-o relație, fie că nu, aveți un echilibru interior, aveți o speranță, este acest spirit al Crăciunului. O parte dintre voi vă veți mira de ce se va întâmpla în perioada aceasta. Poate aveți o susținere să ieșiți dintr-o solitudine. Cartea are numărul 50, poate fi vârsta dumneavoastră. Sau pe 5 ianuarie să fie ceva. Sau la ora 5, într-una din zilele de sărbători. Hai să vedem puțin și ce anume anunță cărțile care au o adevărată poveste. În primul rând, cu treiul acesta de bâte, vă văd foarte proactiv, vă văd foarte dinamici, veți ieși dintr-o stare de așteptare, mai ales în legătură cu persoanele din berbecleu săgetător. Veți trece la o acțiune, da? După aceea, văd un rege de spade, poate să fie vorba de o afacere, poate să fie vorba despre o persoană din gemeni balanță vărsător, poate să fie o atitudine a voastră ușor mai glaciară, aveți însă grijă, pentru că da, veți fi experți, veți avea dreptate, dar să nu uitați că este Crăciunul.
Sau poate este pentru doamnele din săgetător acest partener ușor mai rece. Ceea ce pot să vă spun, dragii mei, ca și pur și simplu ca și mesaje, continuă cu treiul de cupe, continuă cu o celebrare, continuă cu o petrecere frumoasă a timpului. Din treiul de bâte, acțiunea trece la sărbătorire, treiul de cupe, atenție și cu numărul de pahare, dar veți avea cu cine să ciocniți, veți avea cu cine să petreceți, spun aceste cărți. Sunt și persoane din RAC Scorpion Pești, alături de care veți fi, da? Ce pot să mai văd, dragii mei, este poate un capricorn sau o ușoară gelozie care ar putea, atenție, să vă ducă spre acea solitudine. Aveți grijă să nu manifestați o toxicitate. În general, revin anumite tristeți, anumite răni, poate de abandon sau de pierdere. Și e foarte important, da, să manifestați o să nu lăsați niște vicii, dorința de a controla, de a manipula, dorința aceasta, nu știu, poate chiar vreți să munciți între Crăciun și Revelion și să fiți dependenți de această muncă. Poate fi vorba de o afacere pe care vreți să o faceți, dacă regele de spade este o afacere. Da, însă poate este un capricorn care intră în viața voastră și atunci nu mai este vorba despre această toxicitate. Mai văd un opt de spade care, să știți, da, dacă vorbim de gelozie, vorbim și de un sentiment de nesiguranță care poate să vină pentru un minut, dar poate să dureze și o zi. Și cartea spune așa, că ceea ce vă închipuiți nu este în realitate. În mintea voastră lucrurile sunt poate mai dificile, dar în rest eu simt că pentru voi, da, voi aveți o putere de a vă detașa puțin de persoane din gemeni balanțe vărsători sau de situații pe care nu le puteți practic controla. Ce mai am? Un trei de spade. Urmează poate și o împăcare în această perioadă și o ieșire dintr-o trădare și o vindecare a inimii voastre. Deci aveți așa, aveți treiul de bâte la începutul sărbătorilor, treiul de cupe și apoi și treiul de spade. Voi vă vindecați, da? Optul de spade se reduce la trei de spade. Vă vindecați de o anumită supărare pe care poate ați avut-o față de un membru de familie. Sau știți cum e, că ne întâlnim de sărbători cu foarte multe persoane. Aveți șansa să cereți iertare, să primiți scuzele unei persoane și să vindecați, da? Pentru că iată ce frumos văd că șasele de monede aduce săgetătorilor un echilibru și financiar, aduce poate o prosperitate în viața voastră. Șasele de monede vorbește și despre finanțe foarte bune, despre tauri, fecioare, capricorni, care sunt destul de filantropi față de voi. Și iată ce carte mai frumoasă decât această roată a norocului, care este arcana majoră a săgetătorilor. Voi de Sfântul Ion vă veți simți excelent în pielea voastră, poate chiar mai devreme. Adică toată această ușoară, da, o anumită supărare se va rezolva, vor veni împăcări. Mergeți, dragii mei, pe clarificări, pe împăcări. Credeți în norocul vostru, da? Pentru că, într-adevăr, vă veți simți foarte, foarte bine la sfârșitul acestei perioade. Per total vor fi niște surprize frumoase, aș zice eu. Hai să vedem și sfatul. Iată o carte care spune: doar azi am ocazia să trăiesc acest moment, aleg să mă bucur de el. Este o mantră pe care voi puteți să o repetați în gândul vostru, să o verbalizați sau să o scrieți. Da, doar azi am ocazia să trăiesc acest moment, aleg să mă bucur de el. Foarte, foarte frumos sfat ați primit. Iar cărțile care, dragi săgetători, să vorbească despre, să clarifice această carte, este un as de cupe. Ce poate fi mai frumos? Începuturi, relații,
iubire, împăcare, vindecare, dacă au fost probleme de sănătate. Asul de cupe vorbește de prosperitate, de armonie între voi și ceilalți. Și iată și faptul că trageți linie și nu mai judecați ce s-a întâmplat cu acest nebun, cartea zero. Voi aveți mai multă încredere în oameni și în ceea ce urmează să vină. Voi, practic, poate că începeți o relație, poate cu cineva din vărsător sau acest vărsător vă ajută să ajungeți la această frumoasă, să spun, resetare a voastră, pentru că acest început plin de iubire vă determină să uitați absolut tot ce a fost tot ce v-a mâhnit, da? Foarte, foarte frumoase sunt, dar sfatul este până la urmă să lăsați la o parte ce s-a întâmplat, să vă resetați pentru că veți avea foarte multe de câștigat în această variantă. Eu vă îmbrățișez, vă doresc petrecere frumoasă, vă pup, să ne revedem cu bine și la celelalte etalări, să aveți mare grijă de voi și tot ce este mai bun să vină, dar spiritul acesta al sărbătorilor să fie cu voi și cu cei dragi vouă. Numai bine, la revedere!